Binecuvântați de Domnul, ocupați locurile. Ne bucurăm în continuare să fim la casa Domnului, să stăm în părtășie, asemenea ucenicilor, chiar dacă ucenicii au mai fost care unii au mai ieșit, unii au mai plecat la pescuit. În această seară vrem în continuare să ne bucurăm în prezența Domnului. Cum spunea și Dani, noi care suntem în casa Domnului ne rugăm pentru voi și știm că și voi vă rugați cu noi și voi simțiți alături de noi și spun Domnul să vă binecuvânteze pentru toate aceste lucruri. Vreau în continuare să citesc continuarea capitolului pe care Daniel a citit în această seară. Am fost călăuziți de același Duh, de același Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și vreau să citesc capitolul 21 din Ioan, în această seară, Evanghelia după Ioan, pagina în Biblie 1054. Capitolul 21, începând cu versetul 1. După aceea, Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi ucenici din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu era departe de țărm, decât cam la 200 de coți. Când s-a coborât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe, cine ești? Pentru că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta ucenicilor săi după ce înviase din morți. După ce a prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul Iona, mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușei mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a zis Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a răspuns, paște oițele mele. A treia oară i-a zis lui Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știu că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine, amin. Doamne, Tată, vin înaintea Ta în această seară și cerem în continuare, Doamne, ca acest cuvânt să aducă în inimile noastre credință, putere și nădejde. Mă rog, Doamne, ca cuvântul acesta care va fi vestit în această seară să aducă în inimile noastre bucurie, Doamne. Avem nevoie de bucuria Ta și ne-am rugat pentru bucurie. Adu bucurie, adu pace și lasă binecuvântarea Ta peste întreaga familia Bisericii Râul Sfânt și peste toți cei care ne urmăresc. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu dai cu mână largă în aceste vremuri, slăvit să fie numele Tău. Amin. Slăvit să fie Domnul. Vrem în această seară și m-am oprit asupra acestui pasaj și cum spuneam, Dani a citit prima parte acestui cuvânt pe care Ioan vine și îl aduce înaintea noastră despre înviere. M-am oprit acestui cuvânt de la Marea Tiberiadei și vreau în această seară, prin câteva cuvinte, să aduc înaintea voastră câteva cuvinte de încurajare, de îmbărbătare, de învățătură, ca noi toți, fiecare dintre noi, să-i mulțumim Domnului, că Domnul este acela care aduce în inimile noastre pace, bucurie și El este acela care știe să ne dea și o dă cu mână largă. Acest pasaj și la această arătare a Domnului Iisus la Marea Tiberiadei
Pentru a treia oară, Domnul Iisus se arată ucenicilor săi. Dacă prima oară și fratele Dani a citit acel pasaj în care Domnul Iisus se arată Mariei Magdalena, se arată ucenicilor, dar de la această întâlnire în care Domnul Iisus se arată ucenicilor, lipsește cineva, lipsește Toma. Dar nu vreau să vorbesc despre Toma în această seară. După aia, Domnul Iisus Hristos se arată din nou ucenicilor săi, a doua oară, și de această dată era și Toma, și acum, a treia oară, Domnul Iisus se arată ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Am citit acest pasaj și dacă citim bine acest pasaj, Domnul Iisus spune că a fost acela care s-a dus și a știut unde întâlnește ucenicii săi. I-a întâlnit la Marea Tiberiadei. Domnul știe unde să te caute, Domnul știe unde să mă caute, chiar și atunci când poate frații nu știe unde ești, Domnul știe unde ești. Și Domnul Iisus s-a dus direct la Marea Tiberiadei pentru că știa că ucenicii lui nu stau în ascultare de el, nu stau acolo unde el a spus să stea. Și de aceea Domnul Iisus se duce direct la Marea Tiberiadei și Domnul Iisus îi așteaptă potrivit cu nevoia lor și cu starea lor. În versetul 2 spune cuvântul Domnului că Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis: mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Citim deci dar despre acești 7 ucenici ai Domnului Iisus care spune cuvântul Domnului că au ieșit. De unde au ieșit? Ei erau toți împreună, dar când Petru, care era cel mai în vârstă dintre ei, se hotărăște, eu mă duc să prind pește, 7 dintre ei au răspuns prezent. Merem și noi cu tine, facem și noi această lucrare, pentru că era Petru. Dar Petru, inima lui Petru era în continuare tulbure, inima lui Petru în continuare era neliniștită. Și el a vrut oarecum probabil să se ducă într-un spațiu în care să fie el și Domnul, dar la pescuirea lui au venit și ucenicii și spune cuvântul Domnului că în acea noapte n-au prins niciun pește. S-au trudit degeaba. Degeaba s-au trudit. La fel și noi de multe ori atunci când nu stăm în ascultare de Domnul și Domnul ne spune, fă lucrarea aceasta și nu facem lucrarea Domnului și facem cu tot o altă lucrare. Nu că facem o lucrare rea, dar nu facem lucrarea în care Domnul ne-a așezat. Nu facem lucrare pe care Domnul ne-o cere. Și de multe ori și noi, asemenea lui Petru, ne trudim degeaba, pescuim degeaba, poate vorbim degeaba, poate chiar evangelizăm degeaba, pentru că de multe ori nu facem lucrarea pe care Domnul ne-a încredințat-o. Vreau în această seară să vă spun, haide să facem lucrarea pe care Domnul ne-a încredințat-o. Dacă ești un frate care predici și de multe ori ai spus, mă, predicarea nu-i pentru mine și Domnul te-a chemat în această privință, ți-a dat talent, ți-a dat darul acesta și tu spui, nu vreau să predic pentru că probabil unul sau altul ți-a spus câteva lucruri rele. Haide în această seară, încurajat de cuvântul Domnului, fă acest lucru, lucrează pentru Domnul. Dacă ești o soră care ai un dar să cânți, cântă pentru Domnul. Dacă ești o soră care ai un dar să dai sau un frate care ai darul dărniciei, dă pentru Domnul. Și toate aceste lucruri fă-le pentru ca Domnul să fie slăvit în toate. Când nu asculți de cuvântul Domnului, la fel cum au făcut și ucenicii, nu ai izbândă în toate, nu ai izbândă nimic. La fel și ucenicii, spune cuvântul Domnului că au încercat ei să pescuiască, au încercat ei să facă, dar după o noapte întreagă ei n-au prins niciun pește. Și dimineața, spune cuvântul Domnului, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. De multe ori și noi l-am văzut pe Iisus sau poate nu l-am văzut pe Iisus în viața noastră. De multe ori și noi poate în încercările noastre, în suferințele noastre, poate chiar și în viața noastră de zi cu zi, nu mai vedem de atâtea ori că Iisus este alături de noi. Nu mai vedem de atâtea ori că Iisus este Domnul și Dumnezeul nostru care este alături de noi. Haideți în această seară să privim la în jurul nostru, să ne rugăm, Doamne, deschide-ne ochii, pentru că și de multe ori Domnul Iisus nu e departe de noi. Domnul Iisus e aproape de noi. Să cerem Domnului, Doamne, lasă-ne să te vedem, lasă-ne să vedem slava ta, lasă-ne să vedem prezența ta și deschide-ne ochii în această privință. Versetul 5 spune cuvântul Domnului că Iisus li se adresează cu copii și fratele Dani a citit pasajul anterior în care Domnul Iisus, eu mă duc la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Domnul Iisus deja îi numește copii. Voi nu mai sunteți oameni, voi nu mai sunteți păcătoși, voi de astăzi sunteți copii de Dumnezeu. Haideți în aceste vremuri, cum spunea și fratele Dani, să nu uităm valoarea și importanța pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin jertfa sa. Noi suntem copii. Dumnezeu este Tatăl nostru și dintre singurul Dumnezeu care este peste acest pământ, care este peste întreg universul, tu ai un tată și acest tată este Dumnezeu. Încrede-te în Dumnezeu în continuare, încrede-te în brațul său puternic și nu uita nicio clipă că și tu ești fiu și copil de Dumnezeu. Iisus le-a zis, aveți ceva de mâncare? Ei le-au răspuns, nu.
De atâtea ori când ne trudim și cum spuneam, n-avem niciun folos de atât muncii noastre sau alergării noastre, pentru că nu facem ceea ce Domnul ne cere. Și cum am spus, Domnul Iisus Hristos a știut să se ducă direct la Marea Tiberiadei și i-a găsit pe ucenici acolo. Și ei încă erau pe mare, ei încă probabil se trudeau, ei încă probabil în continuare se sfătuiau ce să facă, în ce parte să arunce mrejile. Și când îl văd pe Domnul Iisus Hristos, nu-l recunosc. Și cuvântul Domnului spune căci Iisus le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Vreau în această seară un pasaj care seamănă oarecum în oglindă cu pasajul acesta, îl găsim în Luca, capitolul 5, versetul 5, vă să-l citesc. Versetul 4 și 5. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. Vedem în acest pasaj din Ioan 21, căci vine Domnul Iisus și le spune, aruncați mrejile în partea dreaptă. În aceeași parte în care a aruncat-o în urmă cu 3 ani jumate, pot să spun, în care ucenicii din nou au fost într-o pescuire și spune, la fel, Petru, ne-am trudit. Dar de data aceasta, singurul lucru care îl specifică și pe care Ioan îl aduce în atenția noastră este că aruncă mrejile fără să mai cârtească, fără să mai întrebe cine ești, de ce ne spui tu unde să aruncăm mrejile. Erau așa de descurajați, erau așa de obosiți probabil că au zis, mă, ce folos să mai aruncăm odată mrejile, să ascultăm de acest necunoscut care ne spune să facem acest lucru. Și au aruncat mrejile și spune cuvântul Domnului că au tras atâta mulțime de pești încât mrejile nu s-au rupt. Dacă citim în pasajul din Luca, vedem că cuvântul Domnului spune că la fel, când au tras acea mulțime mare de pești, mrejile s-au început să se rupă și au trebuit să cheamă alți pescari, dar aici spune cuvântul Domnului, cu toate că au tras o mulțime de pești mari, 153 la număr, mrejile au rezistat și au putut să-i tragă la mar cu cărăbioara. Vrem în această seară să înțelegem că mrejile Domnului, puterea Domnului este așa de mare pentru noi, pentru copiii Lui în aceste vremuri. Și dacă Domnul ne spune, aruncă mreaja, fii sigur că și lucrarea pe care Domnul spune să o faci va avea izbândă, fii sigur că ceea ce îți cere Domnul să faci va avea întotdeauna puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Și dacă Domnul spune, lucrează, vei lucra prin puterea Domnului. Dacă Domnul spune, aruncă mrejile, vei arunca prin puterea Domnului și vei vedea izbânda pe care Domnul ți-o dă când asculți de vorba Lui. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Vedem că dintre toți ucenicii care erau acolo, aruncă mrejile, fac pescuirea minunată, dar ceva se întâmplă în mintea și în inima unui ucenic, îl recunoaște pe Domnul Iisus. Și probabil Ioan a stat acolo în corabie și când a văzut acea mulțime de pești și-a dus aminte că în urmă cu 3 ani jumătate, la fel Domnul Iisus Hristos a făcut acea minune cu ei și acea pescuire minunată a rămas în memoria lui și în mintea lui și a spus, este Domnul. Că și nimeni nu poate spune să aruncăm mrejile într-o parte și să avem acea mulțime de pești în mrejile noastre. L-a recunoscut pe Domnul. De atâtea ori venim în casa Domnului și poate un frate sau soră spune l-am simțit pe Domnul și tu spui nu l-am simțit pe Domnul, nu a fost Domnul prezent acolo. Dacă nu-L mai simți pe Domnul, poate că nu-L mai iubești așa de mult, poate că inima ta nu mai bate așa de mult cum a fost inima lui Ioan. Domnul spune că îl iubea pe Ioan și Ioan iubea pe Domnul. De aceea lui Ioan a fost cu ușurință să-L recunoască pe Domnul. La Ioan a fost ușor să recunoască prezența Domnului, să recunoască cuvântul Domnului. Haideți să-L iubim pe Domnul și dacă vom iubi pe Domnul, atunci când Domnul ne va vorbi, atunci când Domnul va fi în prezența noastră, atunci când Domnul va fi în mijlocul nostru, cu toți îl vom simți, cu toți vom spune, da, a fost prezent Domnul în mijlocul nostru. Dar dacă n-ascultăm de Domnul, probabil că nu-L vom simți. Și de atâtea ori poate venim în casa Domnului și spunem, nu L-am simțit pe Domnul, dar mă rog în această seară, Domnul să ne dea o inimă ascultătoare, ochi deschiși și inimă deschisă, să-L simțim și să-L vedem pe Domnul, că El este prezent în mijlocul nostru, la fel cum a spus, că voi fi cu voi până când? Până la sfârșitul veacului. Haideți în continuare să ne încredem în Dumnezeu. Dacă ei nu l-au recunoscut pe Petru, pe Domnul Iisus și l-a recunoscut doar Ioan, cuvântul Domnului spune că și dintre toți, Petru face un lucru ciudat, am putea spune, se ia, se îmbracă și se aruncă în mare. Dar de ce să lase ei ucenicii, de ce să lase pe frații lui, pe prietenii lui să se chinuie cu mrejile, să ducă peștii, el să ia să se ducă în mare și mai încolo citim cuvântul Domnului spune că s-a dus să-i ajute înapoi. Dar de bucurie când auzi că e Domnul, Petru spune, nu vreau să mai pierd ocazia, nu mai vreau să mai pierd șansa aceasta să stau de vorbă cu Domnul, să spun cât de rău îmi pare pentru lepădarea mea, să spun cât de rău îmi pare pentru necredința mea.
Să spun cât de rău îmi pare, pentru că a avut dreptate Domnul atunci când a spus că mă voi lepăda de el. Și Petru, în inima lui Petru ardea un foc. Și acea neliniște pe care Petru a avut a fost să stea în prezența Domnului, a fost să-și ceară iertare, a fost să pur și simplu Domnul să-l întrebe: ce faci, Petru? Cum ești, Petru? Mă iubești, Petru? Petru avea nevoie să stea de vorbă cu Domnul. În aceste vremuri, frați și surori, și noi avem nevoie să stăm de vorbă cu Domnul. Dacă de multe ori și noi facem fel și fel de lucruri, venim în casa Domnului, cântăm tot felul de cântări, predicăm, facem atâtea lucruri, rugăciuni și aducem înainte Domnului atâtea lucruri. Și cum am spus de multe ori, poate nu-L simțim pe Domnul. Vrem în această seară să înțelegem că și Domnul este acela care este aproape, este alături de noi. Mă rog în această seară, asemenea lui Petru, să dorim să stăm în prezența Domnului, să dorim să venim înaintea Domnului. Un singur păcat, o singură privire greșită, un singur gând rău ne poate depărta de Domnul. De aceea vrem ca asemenea lui Petru să dorim să stăm în prezența Domnului, să dorim să stăm de vorbă cu Domnul. Și Petru simțea această nevoie. Haideți și noi să avem această simțire pe care a avut-o Petru și de bucurie că n-a văzut că e Domnul, s-a aruncat în mare și a spus: Petru, trebuie să stau de vorbă cu Domnul. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât cam la 200 de coți. Când s-au coborât la țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Frați și surori, atunci când venim la Domnul, chiar dacă suntem flămânzi, că Domnul îi întreabă: aveți ceva de mâncare? Când Domnul te cheamă înaintea Lui, chiar dacă n-ai avut roade, chiar dacă n-ai avut snop, oarecum să spun așa, chiar dacă n-ai avut nimic să vii înaintea Domnului, Domnul îți spune ceva înainte, Domnul îți spune ceva ca să faci, îți spune să-ți aducă ceva putere, să aducă credință în inima ta. Și Domnul spune că i-a așteptat cu pești și i-a așteptat cu jăratic și cu pâine. La fel ne așteaptă Domnul Iisus de multe ori. La fel când ne întoarcem către Domnul cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul nostru, Domnul ne așteaptă la El și știe că ce avem o sete, știe că suntem flămânzi poate de cuvântul Lui, poate de prezența Lui, și Domnul stâmpără această sete, pentru că și cu Domnul cunoaște ce ai nevoie. Domnul îți cunoaște nevoia ta, Domnul îți cunoaște starea ta și fii încredințat că dacă vei merge înaintea Domnului, Domnul nu te va întreba ce ai. Domnul îți va spune prima dată: stai jos, mănâncă, hrănește-te, capătă putere, și în continuare Domnul îți va vorbi și îți va duce putere din Duhul Sfânt. Iisus le-a zis: aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. De câte ori am venit înaintea Domnului și poate am spus de multe ori: Doamne, suntem fără rod. Doamne, în urma evangelizării mele, în urma cântării mele, în urma tuturor lucrările care am făcut în biserica ta sau poate le-am făcut în casa ta, nu am văzut niciun snop, n-am văzut niciun rod. Spune cuvântul Domnului că prima dată Domnul, la cuvântul Domnului, când i-a aruncat mreaja, Domnul îi face prin aceasta să vină înaintea lui roditori. Vrea Domnul să venim înaintea lui roditori, și când Domnul spune să aduci rod, când Domnul spune să aduci snop pentru el, Domnul nu spune: du-te și chinuie-te tu și fă tu și străduiește-te tu prin puterea ta să faci aceste lucruri. Nu, dacă vom asculta de Domnul, într-o zi, spune cuvântul Domnului, când ne vom înfățișa înaintea Lui, lucrarea fiecăruia va fi testată prin foc. Și doar focul va scoate la iveală ceea ce a rămas în viața noastră, ceea ce a rămas înaintea Domnului. Mă rog în această seară, haideți cu toții, frați și surori, să fim acei oameni care să ascultăm de vocea Domnului, și când ne vom înfățișa înaintea Domnului, Domnul ne va ajuta să fim și roditori, Domnul ne va ajuta să fim și acei oameni care să nu venim cu mâna golă înaintea Domnului, căci de multe ori suntem descurajați că n-am lucrat destul, că n-am făcut destul, și auzim de multe ori frați care în ultimele clipe a vieților spun: aș fi lucrat mai mult, aș fi făcut mai mult, m-aș fi străduit mai mult. Haideți în această seară, cât încă suntem în putere, cât încă este har pentru noi, cât încă Domnul este prezent în viețile noastre, să ascultăm de vocea Domnului, și Domnul este acela care te poate face roditor. De ce? Ca să primești o răsplată în ceruri. Vreau în această seară să facem această rugăciune și spune cuvântul Domnului că Domnul Iisus Hristos i-a chemat la masă. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe: cine ești? Că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta este a treia oară când se arată Iisus ucenicilor Săi după ce înviase din morți. Frați și surori, va fi o altă zi în care Domnul Iisus Hristos ne va servi la masă. Și așteptăm acea zi măreață, ne străduim pentru acea zi, ne rugăm pentru acea zi, pentru că vrem în continuare să fim în sfințenie și în curăție acei oameni care într-o zi să fim moștenitori ai cerului. Și spune cuvântul Domnului că la fel cum Domnul Iisus i-a chemat la masă pe ucenici, i-a servit pe ucenici, probabil Domnul și-a pus șorțul lui de bucătar și i-a servit cu pâine, i-a servit cu pește, la fel și noi într-o zi vom sta la masă cu Domnul Iisus. Așteptăm acea zi, așteptăm acea zi glorioasă în care ochii noștri vor vedea fața Domnului, și atunci când privești fața Domnului, spune cuvântul Domnului că te luminezi de bucurie. Mă rog în această seară
Să privim la Domnul, ca fața noastră să se umple de bucurie. Moise spune cuvântul Domnului că atunci când se cobora de pe munte din prezența Domnului, fața lui strălucea de bucurie, fața lui strălucea. Haideți în aceste vremuri să privim la Domnul, ca fața noastră să strălucească, ca cei din jurul nostru să vadă, mă, dar ce-i cu tine, mă, că e pandemie, e criză financiară, sunt atâtea încercări peste acest pământ și tu să ai pace, cum cântăm acea cântare, să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace că tu ești fiul de Dumnezeu. Haideți să nu uităm aceste lucruri în această seară și mă rog, Domnul să aducă în inimile noastre pace și bucurie. După ce a prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul Iona, mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Paște, mielușeii mei. Petru, când a stat de vorbă cu Domnul și spune că după ce au mâncat, după ce au prânzit, Domnul vine și are un dialog cu Petru. La fel cum a avut Domnul un dialog cu Petru în Luca 5, de această dată Domnul are un dialog cu totul și cu totul diferit cu Petru. Domnul vine și îl întreabă Petru, Petru, mă iubești? Dar vă întreb în această seară, nu știa Domnul de la prima dată când Petru i-a spus Domnului că îl iubește? Nu știa Domnul că Petru e sincer? Știa. Dar trebuia Domnul să aibă o confirmare de trei ori din partea lui Petru că Domnul că îl iubește pe Domnul. La fel cum Petru de trei ori s-a lepădat de Domnul, pentru fiecare lepădare, Petru trebuie să-i spună Domnului, da, Doamne, te iubesc. Te iubesc pentru prima dată când am căzut, o, Doamne. Te iubesc pentru a doua oară când am căzut. Te iubesc și pentru a treia oară când am căzut. Și cuvântul Domnului spune că a treia oară Petru s-a întristat, pentru că i-a zis, de ce mă mai întreabă și a treia oară și de ce mă întreabă dacă îl iubesc? Și cuvântul Domnului este acela care... Domnul i-a vorbit și i-a spus, paște oile mele, mă rog în această seară să declarăm iubirea noastră față de Dumnezeu. Știu că ne declarăm iubirea față de soț, față de soție, față de copii, dar prea puțin ne declarăm iubirea noastră față de Dumnezeu și față de Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a spus prin cuvântul său, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Nu cere Domnul alta de la noi, dacă îl iubim pe Domnul, să păzim poruncile lui. Și care sunt poruncile Domnului? Când Domnul îți cere să fii milos, fii milos că și el a fost milos. Când Domnul îi spune să fii bun, fii bun că și Domnul a fost bun. Când Domnul îi spune să te rogi, roagă-te că și Domnul s-a rugat. Când Domnul îi spune să iubești pe aproapele tău, iubește că și Domnul a iubit. Tot ceea ce ne cere Domnul Iisus, tot ceea ce ne cere Dumnezeu, este ceea ce Domnul Iisus a făcut în fiecare zi cât a trăit pe acest pământ. De aceea, în această seară, vreau să vă invit, haideți să facem această rugăciune. Dacă în Luca, capitolul 5, cuvântul Domnului spune că în versetul 11, ei au lăsat corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după Iisus. În Luca 5, cuvântul Domnului spune că atunci când au văzut toate aceste minuni pe care Domnul le-a făcut cu pescuirea cea minunată, spune că el a urmat voluntar pe Iisus. Dar aici, în cuvântul Domnului spune, în versetul 19, a zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru avea nevoie să audă din gura Domnului, Petre, vină după mine. După lepădarea lui, după ceea ce el a făcut înaintea Domnului, Petru avea nevoie să audă din gura Domnului, Petru, vină în continuare după mine, pășește în continuare după mine. Frați și surori, știu că ne confruntăm de multe ori cu păcate, știu că de multe ori diavolul se războiește cu mintea noastră, cu inima noastră, cu cugetul nostru. Dacă avem în viața noastră păcate, în această seară vrem să facem o rugăciune de mărturisire, să ne spunem, Doamne, lasă peste noi iertarea ta, lasă peste noi în continuare harul tău, lasă peste noi iertare, la fel cum Petru a avut iertare și Petru a găsit iertare la tine, lasă și peste noi iertarea ta. Mă rog în această seară și vreau ca Domnul să lase peste biserica sa, peste noi, peste toți iertarea sa. Avem nevoie de iertarea Domnului. Cum am spus, o vorbă, o faptă, o privire, un cuvânt spus nepotrivit, este păcat înaintea Domnului. De aceea vă invit în această seară, acolo unde sunteți, spuneți, Doamne Iisuse, iartă-mă pentru orice greșeală, iartă-mă pentru orice neveghere și acolo când stai, pleacă-te pe genunchi și nu te grăbi în această rugăciune, ci meditează la viața ta, meditează la trăirea ta, meditează la vorbirea ta, meditează la poate la ceea ce trebuia să faci și n-ai făcut. Și aceasta este un păcat înaintea Domnului. De aceea cere în continuare Domnul iertare și Domnul te va ajuta că atunci când vei asculta de vocea Lui, atunci când vei asculta de glasul Lui, când Domnul te va cheva să vii la El. Tu vei putea pleca, dacă asculți de glasul Domnului, tu vei putea pleca înaintea Domnului cu ceea ce ai, cu peștii tăi, cu snopii tăi, cu cei pe care i-ai dus și i-ai câștigat pentru slava și gloria Domnului. În această seară vă invit acolo unde sunteți. Haideți să ne plecăm pe genunchi, să facem această rugăciune și să spunem, Doamne,
lasă peste noi iertare. Dacă Petru a avut iertare, credem că și peste noi mai poți să lași iertare de sub povara de păcat, de sub orice gând, de sub orice stare când după voia ta. Haideți să ne plecăm pe genunchi să cere Domnul iertare și mă rog Domnul să lasă iertare și binecuvântare peste întreaga biserică și peste toți cei care ne urmăriți. Spun Domnul să vă binecuvânteze. Ne plecăm la rugăciune și Domnul să ne asculte rugăciunea. Amin.